Așa, pune toată lumea. Bună. Să continuăm să facem o recurățare. Laura și familia ei. Așa. Să vedem și punctele în parcurs. Am discutat și înainte. O curățare, nu recurățare. Da. Da. Așa. Relaxează-te. Ai închis ochii. Într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Fizic și mental. Într-un moment am să încep eu să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Într-un moment, îți voi număra de la 1 la 3, iar tu te vei conecta telepatic și informațional pe rând, luându-le acordul și identificându-i cu părțile sufletești care o să le număr. Așa, Laura. Da. Cele două fete, cea mică și cea mare, Da. soțul, A venit deja, dacă o iau odată, așa, da. bun, și partea sfătească a mamei. Da, pe mama o văd în două tablouri. Da. Am întrebat, au dat toți din cap, da? Deci pe Laura și pe soțul ei văd. Deci el este în dreapta, ea este în stânga și sunt legați aici la încheiatura mâinii cu o panglică roz, așa, ca de mătase, Da. fundița la mijloc, deci ei țin mâinile așa, știu, una lângă alta, fundița la mijloc și de fundiță sunt prinse două inele sau verighete, da? Da. Iar pe fetițe, ei văd în spate, toți sunt, erau într-o încăpere, a venit aici, unde ne desfășurăm. Deci ca și cum ei s-au uitat din prag, așa, și fetițele sunt îmbrăcate cu pijamaluțe de seară și se roagă la o iconiță în care este o maică, pruncul, În spatele mai ce ce cu este? Întreb mânuțele și așa. eu. Oglinda. Da. Așa, deci se roagă, adică văd cuvintele, intenția lor, ieșind și așa și ducându-se în portal și așa, da? Iar pe mamă am zis că am văzut-o în două tablouri, da? Este cum este ea în viața asta, da? Parcă stă la un geam unde este aproape un fel de canapea ceva, unde se uită la un televizor. Și este seară, este amurg, așa, și în același timp o văd într-un spital foarte modern, da? Pe un pat albastru, are din acela de moșaman, de vinilin albastru, știi, stă, are televizor agățat deasupra, într-o rezervă, mai este încă o femeie, în celălalt pat, întoarsă cu Este spatele. partea sufletească cealaltă femeie. Cealaltă femeie este clonă ca și cea pe care o văd aici. Da, e clar. Așa, deci este clonă, o clonă a ei, da? Pare foarte bolnavă femeia cealaltă, da? Adică este Da. oarecum vineție și are piele așa grețulică, știi? Ca și cum a slăbit brusc, da? Și are și niște puncte violacee din loc în loc. Mai mari decât niște alunițe. Îmi vine informația că este intoxicată, da? Cu etil. Deci această femeie este în Rusia. Clona ei a trăit în Da. Rusia, da? Este într-un spital acum pentru că a lucrat într-o fabrică în care
se folosea această substanță și s-a intoxicat și cumva, deci toată viața a lucrat cu Lona acolo, da? Da. Așa. Văd că cam numai clone, nu prea au acces părțile sufletești, în foarte puține, cu contracte grele în acea fabrică, da? Sunt niște piese pentru niște arme cu tunuri laser și chestii și... Deci se trec prin băile astea ca să se purifice de substanțe, să nu fie inflamabile, apoi se usucă, se... În fine, sunt niște procese tehnologice și deci clona a lucrat toată viața și cumva viciul lui Ani este intoxicația profesională a clonei. Da, s-a transmis astfel. Nu s-a transmis, s-a impus. S-a impus. Înțelegi? Da. Da. Mi-a sărit informația cum ar veni în ochi, știi? M-am gândit intens la ea și la familia ei și la ce se întâmplă și îi văd într-un alt timp, să spunem, într-un alt spațiu, poate, așa, da. Unde ei sunt într-o comunitate, bineînțeles că este și de izreligios, foarte adânc simt, da? Și deci sunt agricultori, da? Da. Și văd că comunitatea lor se confruntă cu dăunători, da? Da. Și deși consiliul, da, e format din 7 părți acest consiliu, adică ar fi 7 familii mari în comunitatea asta, da? Sunt foarte mulți într-o familie. La ea sunt 27, da? De membri, așa. Au copii mulți, au frați mulți, în fine. O ciurdă de copii aici, mari, mici, de toate felurile, da? Așa, și toți îmbrăcați la fel, parcă au uniforme, băieții la fel, fetele la fel. Și, deci, îi fac rost de o substanță, o fac o semnătură foarte acidă. Deci, pe acea vreme, se numea nalopec acea substanță, da? Și nu știu, deci ajunge în apa freatică, în pânza freatică, da? Și deci, practic, se otrăvește ecosistemul, un ecosistem întreg, știi? Și deci, 3 familii din cele 7 au folosit în secret această chestie. E bine, toți membrii acelei familii, așa, deci mai târziu au plătit prin asta, prin viciile astea, da? Deci asta este, cum să spun, tragedia familiei ei, da? Da. Așa, și apoi văd că ei sunt dați afară din această comunitate, așa se duc și sunt izolați într-o zonă unde nici nu prea este apă, este foarte greu iarna acolo, este foarte frig, este o iarnă grea și cam jumătate din ei mor, da? Copiii nou născuți care se nasc pentru că au apucat și au consumat și din produse și din apă, au boli, știi? Una dintre acești copii este chiar Laura, da? Există și tatăl ei, da? Ca frate al ei în viața asta. Mama este mama și bunica există aici ca o soră a mamei. În fine, sunt în altă configurație. Unchi, mătuși și cam toți din familia actuală, da? Plecând din viața asta, din acest corp, da? Da. Erau de origine germanică, cumva, pentru că mama se numea Ani, se numea în acea viață Gretchen. Așa, deci... Ea este cel care l-a împins pe soțul ei, știi, din lăcomie, ca să aibă bani, știi, să adere la folosirea acelei substanțe chimice toxice, știi? Și, deci, trecând din, părăsind această experiență, ei se impun niște corecturi, da? Adică, va retrăiți...
timp de 17 vieți, tot ceea ce a putut provoca acea otrăvire a acelui ecosistem și oamenilor dintre timp, timp de generații, într-un fel sau altul, da? Ei bine, în viața asta, deci, trăiește această intoxicație, știi? Da. Și deci are... I-au spus că va trăi asta și știa că va avea această clonă, da? Bine că ei au încercat și a dat acordul dinainte de întrupare, când s-a hotărât venirea în experiența ei aici, așa este. Deci, iar fetele Laurei, așa, aparțineau și ele, deci le regăsim în acea comunitate, da? Sunt fetele, deci sunt tot fete, fiicele celelalte familii care a hotărât izolarea celor trei grupuri care au folosit substanțele chimice, știi? Și, deci, un timp, cei așa s-au gândit să se întoarcă, să le facă rău. Pentru că ceilalți aveau 10, 12 copii, 16, așa, ei aveau numai 3, aceste două fete și un băiat, știi? Da. Și le-ar fi, se spunea, cu cât mai mulți, cu atât mai puternici, știi, clanurile familiale, știi? Dar n-au ajuns să-și împlinească. Și deci Laura le-a dus în acest context familial, venind, deci, din pântecul mamei a lui Ani, care a născut-o, le-a dus, cum să spun, ca o mărturie. Ca o mărturie să le vadă, dar și să le protejeze de partea sufletească a mamei, de eventualele potențiale acțiuni toxice. Așa. Ea este, Ani este cotat ca un suflet cu joasă vibrație, da? Și încarnările cam așa au fost de atunci încoace, da? Da. Practic, în spatele tuturor acestei, acestor, da, în spatele acestei povești este un egregor reptilian mare. Așa. Care, cum să spun, ei se rugau, dar aveau tendința să spună la un moment dat, conectându-se, știu eu, într-un fel sau altul, aveau tendința să înceapă să-și pună întrebări. Da. Dacă viața în comunitate este corect făcută și așa mai departe, da? Da. Astfel încât, deci are un contract dublu cu un draconian venind în această viață foarte puternic, care îi asigură otrăvirea la nivel fizic, da, așa ca să poată poseda din când în când, știi, corpul ei fizic. Are și atașate niște zdrențe de la niște decedați și nu numai din viața asta, ca o trenă așa în spate, ca o trenă cu țurțuri, da? Și deci detectezi cel puțin 4 sau 5 compoziții a unor decedați și sunt luați tot de acolo din viața aia. Ca și cum nu s-au mai întrupat între timp și ea trebuie să-i trăiască în experiențele ei după ei, așa, pentru ca ei să facă cumva experiențe prin experiența ei, pentru că ei nu mai pot avea trupuri, că au fost foarte atacați, da? Mai văd foarte puțin parte eterică, da? La, lângă, aproape de corpul fizic, ca și cum partea eterică ar fi strânsă într-o diafragmă, îmi vine să spun, și este într-un loc unde sunt ființe cu aripi zburătoare, arhanghel, da? Ei sunt ca niște baterii înghețate, puse într-un suport și acei arhanghel, deci, se pun în șiruri, știi cum sunt ei clonați? Da. A unul, a doi, în așa? În serie. Da? Și, deci, se încarcă. Cum pui un aparat electric în suport și are lamela de încărcare, da? Așa. Și nici nu mai
cum să spun, e foarte mare filtrul de separație, da? Bun. Din punct de vedere energetic, deci legătura de la încetura mâinii reprezintă cununia, legătura de căsătorie prin care ei sunt legați, da? Da. Adică soțul Laurei și cu Laura, da? Iar fetele sunt determinate să se roage și se roagă ca să scape de partea bunicii care i-ar influența prin Laura din Draconian, da? În momentul când Laura se înfurie de stările mamei ei, Draconianul o atacă aici în plexul solar și ia energia așa, ca și cum a lipi mâna, știi, de un perete pe care este gelatină și încerci să-l cureți. Multă energie ia. Da. Așa. Când, pentru că se înfurie, înțelegi, nu este pe vibrația potrivită, știi? Mm-hmm. Se înfurie și-o judecă, știi? Și atunci, practic, sufletul nu bea niciodată, da? Da. Nu bea alcool, da? Sufletul nu are vicii, da? Dincolo de toate astea, deci sunt programele trupului, ale minții, da? Iar mama este mai mult decât un trup și o minte, da? Este ceea ce este, acest suflet chinuit și păcălit de atâta timp. Așa și, deci, contractul ăsta este cu, așa zisul, creator, așa, știi? Da. Celălalt contract, a zis că are două contracte puternice, da? Să știi că nu are scris, deși nu obișnuia să spun lucrul ăsta, da. Pentru că mi-a cerut în mod expres, oricum, după curățarea asta, lucrurile se schimbă. Ea poate să-și prelungească telomerul, să-și refacă structurile, să-și schimbe data decesului, da? O văd clar, dar spun atâta, 72 de ani. Da. Eu văd și ziua și ora, nu vreau să dau amănunte, da? Anulez și decrez și nu facem program la nimeni, da? Deci nu are o viață scurtă. Are o viață lungă, tocmai ca să fie neputincioasă și să chinuie pe ceilalți, da? Pentru că la un moment dat, deci anulez și decrez drumul ei, mergând așa, deci se va distruge corpul fizic, da? Și o văd că la, deci, cum ar fi sunat viitor. Deci precizez că este o posibilă linie din viitor, da? Și că în funcție de propriile alegeri, la fiecare a șaptea secundă, atât e valabil, o secundă plan, la fiecare șapte secunde se schimbă ea. După liberele alegeri ale trupului, are minții, are spiritului, sufletului și a conștiinței, da? Așa. Da. Vis-a-vis de trecutul străzii, paradigma, știți, care o dau eu mereu. Așa. Și, deci, până la urmă, trebuia să ajungă într-o instituție unde sunt foarte multe persoane, știi tu, retardate mental. Da. Acolo ar fi ajuns. O văd un saiura scurt, așa, castron și îmbrăcat în neglijent, știi? Și chicotind, așa, nemai știind de ea, știi? Da. Dar asta după lupte seculare, anul în decrem, știi? După ce ar fi provocat inclusiv un incendiu, știi? Deci ea înțelege toate astea și deci parcă le adună așa într-un sac toate evenimentele astea și îmi spune, eu nu vreau să trăiesc așa ceva, știi? Și le îngrămădește acolo și am spus ardele. Foarte bine, da? Dacă înțeles. Da. Și zic, uite, fiica ta care este aici de față suferă pentru tine. Și zic, dacă nu te-ar iubi, nu ar suferi, da? Ar ignora pur și simplu că existi sau pur și simplu că ești și asta spune că se simte foarte vinovată. Se scoate și această vinovăție. I-am spus că vinovăția vine din acea viață în care ai făcut ce ai făcut. Zic, dar uite tu, în corpul ăla ai murit. Ai văzut cum ai zburat și zic, iar te-au prins. Te-au încărcat cu carmele tuturor. Zic, ia, spune-le acelor entități că nu mai dorești să aduci carmele acelea după tine. Că tot ce ai pătimit ți-a ajuns, da?
Asta e a 15-a viață din cele 17, mai avea de făcut încă două vieți, da? S-ar fi născut într-o familie cu un tată imposibil și ar fi trăit o viață de nedescris următoarea, da? Da. Într-o localitate care se numește Pacrani. Luați și căutați pe hartă unde e localitatea asta. Acolo s-ar fi născut în viața viitoare ca fată, da? Da. Da. Și spune când le văd pe zânele astea mici, știi, adică pe fete, este, spune, anulez decret, și mai tare rușine de ele, spune. Pentru că am gândit că vreau să le omor în acea viață. Și zic, păi tocmai ți-am zis că nu trebuie să mai aduci nimic în acea viață, da? Zic, în această viață ele sunt nepoțelele tale, da? Zic, da. Nu ți-ar place să te cunoască mai bine și să te poată iubi? Și a lăsat capul în jos și a zis că da. Și da. Zic, lăsarea capului în jos, zic, iarăși, este un semn de rușine și vinovăție, da? Vreau să mergem până în momentul când, să spunem, a simțit prima dată vinovăția, da? Da, când este? Și 1, 2 și 3 și mergem în acel moment. Tot că caut eu prin supraconștient, da. Prin legătura cu ea, nu este încă în măsură să mă îndrume direct. Lasă-mă să răsfoiesc bine, să caut prim. Deci, văd că pleacă de pe o planetă, așa, este în formă masculină aici, da? Da. Parcă sunt 3 sau 4 colonii pe această planetă și sunt de rase diferite, nici măcar nu seamănă, da? Sunt umanoizi, dar nu seamănă deloc. Unii au o piele rozmovie, așa. Ei sunt verzi vineții, n-am cum să descriu da. Culoarea asta. Așa, dar au niște ochi mari, frumoși, migdalați, tare mari ochii. Cred că de 5-6 ori mai mari decât ochii umani și migdalați așa lungi, tare, și niște culori ciudate care nu există pe Terra, știi, de ochi, așa, și părul este așa verzui și, deci, șuvițe drepte și niște șuvițe așa împletite, au și bărbații și femeile, poate, părul foarte lung. Da. Până pe spate, așa lung, ca o, cred că face impresia că e și greu, știi, că se aude când se lovește, când se deplasează. Da. Așa. Ce este? La ce te uiți? Mă auzi? Da. Care a distrus proprietatea de a susține viața umanoidă pe aceste planete. Dar de fapt este mâna unei arme, știi? Arme cu puls, așa îmi vine. Și da. Ei sunt evacuați în colonia asta ca să poată fi eventual hibridați, exploatați. Nu sunt puși la munci foarte brute, la munci de întreținere proprie sunt puși, da? Da. Adică n-au aer de sclavi totalmente, știi? Și deci, oricum sunt ținut strict și încep a bășbâi adevărul câțiva și deci se face un fel de comunitate de luptători, da? Și deci reușesc să pună mâna pe o navă de aprovizionare. Totul da. Este artificial pe planeta asta, chiar dacă ea este, să spunem, o piatră naturală, da? Dar are foarte puțină esență de viață și nici asta nu mai susține foarte bine viața. În mod special sunt aduși aici ca să o ducă greu, da? Da. Așa, și deci ei pun mâna pe această navă, sunt 18, da? Așa, și deci se duc, practic, vor să caute ajutoare. Nava fiind de aprovizionare, da. Este foarte bine susținută. Nu este o navă militară de război. Are ceva arme de apărare, dar n-are. Trebuie în orice caz ei
reușesc să te atragi într-un portal, într-un vârtej, da? Ca și cum are și printr-o gaură cosmică, într-o da. Altă parte a Universului, de exemplu, da? Deci da. Îi scapă pe acolo, culmea, gaura se deschide când ei sunt într-o situație de a fi prinși. Deci, practic, sunt atrași tocmai de niște sauroizi, știi? Da, și cred așa, că sunt aurii. Salvați. Da, sunt salvați, deci apar salvatorii. Da. Așa, și sunt niște ființe mantide ornate, așa, la cap și domnițele lor au chiar văluri, da? Deci este precum, vreun trib? Da, este un loc, nu un trib. Pare a fi o, nu știu mie, vine că un fel de piață aici, dar este foarte bine camuflată, da? Așa, da. Și deci aceste ființe le dau vestea că drept urmare acțiunilor planeta aceea a fost distrusă, deci au plecat cei care îi țineau robi care îi supravegheau și în urmă au distrus planeta pentru că nu s-au conformat, da? Da. De fapt nu este adevăr, n-au vrut să distrugă că nu le era interesul. Interesul era să le creeze vinovăția ancestrală, da? Și deci îi văd supuși și pică într-un fel de manie religioasă, da? Călugărițele astea, mantidele astea, țin de un fel de religie, da? La cu ce un domn, zeitate? Cu un domn creator, da? Da? Care este tot mantid. Așa, și, dar nu li se arată, știi? E mai mult așa pus într-o lumină cu efecte ca la Hollywood, știi? Da, ca și așa, și spune că simte remușcare, da? Și deci spun că numai prin a se căi își vor găsi liniștea, da? Da. Apoi, deci, ei sunt ținuți pe acea planetă într-o stare cumva de semi-inconștiență, de hazoharumeni sunt, adică o fericire înțeleasă da, prost, falsă. Să spunem, da, falsă, știi? Și când părăsesc această experiență, cel puțin ea când părăsește, deci este trimis într-un fel de cahmium. Ce deci este un, un fel de purgatoriu, da? Unde este ținută în întuneric și de se roagă pentru iertarea păcatelor. Îi s-a spus cifra de 35.000 de ființe care au fost ucise din cauza acțiunilor, da? Este adevărat? Cercetat, deci se bate, are corp energie, nu. Atunci să vadă, de asta am întrebat, da. Da, da. Se bate cu pumnii în piept acolo, în corpul ăla, în avatar și spune să anulăm de crem, să-i se dea toate greutățile. Încă nu i-a dat pe cât a cerut, știi? Așa și, da, acum înțelege. Adică merge și vede din perspectivă că n-au murit, da? Că de fapt erau ținuți așa, că domnul ăla, anulăm de crem, la care se închina, era tot o dihanie de asta, o călugăriță, da? Înțeles, și o leciună. Da. De fapt, spune, ei se folosesc de ele, adică de femei, de suflete, așa spun ca să-și prelungească ei viața, da? Da. Următoarea viață ei este într-un sat la poalele Tibetului, da? Văd o, nu știu, văd deodată mare, parcă toată perioada asta de la naștere o văd un pic micuță, parcă este ștearsă. Eu cred că a fost adusă, s-a născut, a fost adusă, da. Și la vârsta de 8 ani este răpită într-un portal și ținută într-un fel de viață falsă. Se făceau lucrurile astea pe vremurile. Și apoi este adusă cumva matură, deja are copii și nepoți, da? Este o viață foarte dură, este fric și este multă sărăcie aici, da? Și deci aici pleacă din viața asta înghețată de fric chiar. Mergea să adune lemne sau ceva. Și o văd, știi, cu îmbrăcămintea specifică, are un fel de os, părul prins la spate, știi, în cocul ăla, cu un fel de os în el, știi, ca să țină părul.
ce este astupașă. Da. O văd cum se vede și ea, dar acum se numea Halit aici, numele, deci Halit, nu Halit, așa. Deci se numea în această viață, da? Și deci se lovește, pleșină, este viscol, o suflă, stă prea mult afară, se lovește de o piatră și tâmpla nu mai sânge, știi? Și sângele împrăștea pe jos, a murit, știi? Și fiind condiții vitrege, este găsită după vreo două zile, știi? Înghețată. Da. Și, deci aici s-a răzvrătit, a murit greu. În această viață a murit greu și s-a răzvrătit împotriva acestei experiențe. Adică s-a înfuriat când a ieșit din viața asta și a cerut socoteală, da? Da. Și atunci este predată divinității centrale lui Yahweh, da? Care își abrogă răspunderea să corecteze total și definitiv, adică este băgată într-o serie de întrupări foarte grele, foarte adânci, în care se vor crea cauze și efecte care vor ține timp de 72 de vieți. Da. Okay? Așa. Vreau să spun că, da, se mai există legături cu, și cu Laura, da? La un moment dat este soră, da? Dar ea este mai scundă și mai grasă, da? Laura e suplă și înaltă și ele sunt la vârsta de măritat. Da. Îmi vine ca localitatea Luteau. În fine. Și este o zonă de șes deal, cam așa. Da. Nu văd mare sau așa, ceva verdeață multă. Și deci o împinge de pe cal. Și deci paralizează și își pierde și capacitățile motorii parțial și capacitatea de a... Deci nu mai este în mințile ei, da? Da. Și să știi că nu se căiește în această viață, da? Deci nu s-a căit. Uită tot, uită ce este și pierde legătura cu... Da, dar din cauza și cu... nu se căiește. Da, această. Pentru că este blocat că emoțional. Da? Așa, și deci se logodește cu logodnicul ei, a Laurei, a sorei, practic, și se căsătorește cu el, știi? Și are o satisfacție, așa că Laura e mai mică, sora mai mică, că nu mai este ea frumoasa și deșteapta și buna familie, da? De fapt, Laura este făcută cu tatăl lor, cum ar veni, iar cealaltă este rodul unei infidelități, da? Da. Lucru pe care îl află mult mai târziu, pentru că întotdeauna a fost... Că de ce a luat trăsăturile mai frumoase de la mamă și tată și așa mai departe, știi? Și deci până la urmă, când să moară mama, îi spune adevărul, știi? Da. Și dat fiind că ființa aia a fost rumbler, fel de grăjdar, așa, rambler, așa, deci a fost... grajdar, știi, deci se simte și umilită când are sorginte nobile și își explică multe, știi, da. Trăsăturile mai brutale, faptul că nu avea acea finețe ca fata cealaltă, știi, și deci cumva aici se deschide, se sparge, au grijă să o deblocheze ca să aibă ce plânge și ce regreta, știi, entitățile și o plânge pe soară și cumva, deci o îngrijește foarte bine până moare prima cea suferindă, da? Moare tânără. Da. Așa. Măcar, deci îi cer iertare, dar
și după ce moare se duce și plânge și la mormânt până pică într-un fel de depresie, da? Și uite și în viața asta să știi că chelește, da? Da. Deci văd porțiuni, da, are un păr negru frumos la început, așa, ambele sunt cu cealaltă cu părul castaniu, așa. Deci văd, cum să spun, găuri, așa, porțiuni întregi din cap, cumva al pieptenă, fac o pieptenă, una și are așa, chiar cât podul palmei, știi, bucăți unde... Asta este din cauza faptului că se macină, da? Și zice că da, și în viața asta vinovățile o macină, da? Da. Se simte, se simțea, spune, slabă, da? Deci părăsim acea viață, i-am arătat cum am decedat, am zis să lese contractele și emoțiile acolo, pentru că nu-i trebuie să în viața asta, sunt contractele și emoțiile pe acea viață și să-și retragă tot ce aparține, adică fotonii care i-a lăsat acolo, în acel trup, lângă acel mormânt, da? Da. O mai văd într-o întrupare în Bavaria, da? În Bavaria, deci este cultivator de hamei, așa, într-o regiune bavareză. Este un bărbat frumos, așa, cu perciuni, da? După moda vremii, niște perciuni, așa, roșcăție, bogați, dar e fin, așa, frumos. Nu fin. Frumos la față, știi, are aerul natural, așa, îmbujorat și are niște ochi foarte albaștri. Așa albaștri, turcoazi, ca cerul senin, știi? Și, deci, știu că are familie, am văzut un flash, are o casă așa lungă, în formă de U, unde stau și rude, da? Care sunt mai pârlite și ajută la gospodărie și așa. Și are și case în spate, este foarte iubit și generos, da? Dar văd că face drumul ăsta, mai este cu încă un bărbat cu un ajutor și sunt și jefui și el este înjunghiat în piept și este... Decedează. Este, da. Deci moare atât de dureros și și-a iubit atât de mult familia și cei trei copii, înțelegi, încât o parte a lui a continuat să trăiască la acea fermă până ce au murit toți trei. Da. Deci circa două generații, parte din partea asta sufletească, bântuie acolo, da? Uh-huh. Da. Și deci au ajutat-o, știi, să... Și țină o parte blocată și o parte, cum ar veni, mobilă, să ducă să fie fantoma lor acolo, da? Da. Întreabă că de dependențe, întreabă că cum pot să facă să oprească asta, cum pot să o ajute, să spunem. Conștientizezi mintea fizică, mintea fizică le face, da? Deci mintea fizică când aduce o gâlmă, o traumă din altă viață, da? Și au ei le grijă entitățile. De fapt, nu mintea fizică o aduce, mintea subliminală o aduce, da, în formă de program. Mintea fizică o învelește, o creează și pune preș peste preș, ca la foile. Preș peste preș. Ce este asemănător este băgat în sisteme de mintea fizică, da? Deci cum ne facem noi dulapurile, da? Bluze la bluze, șosete la șosete. Așa face și mintea fizică, da? Da, ordonează. Deci trăiește o traumă similară, o pune pe rândul acolo și nefiind, cum să spun, baza curățată și neliberată, ele se adună precum foile de ceapă, da? Da. Așa, aici, asta, partea cu băutul am văzut-o de unde vine, da? Partea cealaltă, da? Cu fumatul, da? Da. Deci... Asta este un program de autoprotecție, practic, da? Ca și cum ar ține în frâu ființele religioase. Ne s-a zis să nu umblăm aici, da? La ființele religioase, pentru că se știe că la ființele false de lumină, așa că ființele adevărate de lumină noi suntem. Noi suntem lumina lumii. Nu există ceva care fâlfâl și zboară, așa, care... Noi suntem cei care ne-am desprins din sursă și am venit cu curaj să facem experiențe, da? Da. Că a reușit sau nu, s-a plătit la
momentul respectiv și ne mai iertăm încă, da? Între noi, să spunem, da? Dar am avut curajul să ne decapsulăm conștiința din minte, da? Și să înlocuim, să încapsulăm mintea în conștiință, da? Da. Repet și reîntăresc acest lucru, da? Așa. Bun. Cam asta este în genere. Da, să continuăm. Da. Așa, stai să spun de unde vine, da? Da. Așa, deci îi văd pe un munte. Îmi vine Paraguay. Da? Păi nu știu de ce zi, da. Dar ei nu-ți veniți că s-au născut aici din generație în generație, ci sunt aduși din Europa printr-un portal, oameni buni, da? Ca și cum, deci, parte din Europa Centrală se intră în munți, dar într-un tunel și se iese acolo. În fine. Deci ei vin ca o comunitate, cum să spun, mai închiși la piele decât ceilalți, da? Acolo sunt mai blonzi în zona aceea. Sunt blonzi cu ochi albaștri și verzi. Nu credeți că sunt bruneți, că sunt latinoamericani. Da. Așa, și... Deci îi văd în adunări ca tribale, da? Folosesc... fumul, știi, ca mijloc de comunicare, știi, între ei, știi, și substanțele care le ard drept protecție și fumează acea pipă lungă a păcii, da? Da. Așa. Deci, practic, ei sunt învățați de două triburi băștinașe cu care au tangențe să-și formeze propria societate. Vezi, deși au venit prin portal, nu se respiri și nu nimic, da? Există loc pentru toată lumea, sub soarele adevărat, nu sub bec, așa? Da. Și sub bec există, dar asta e altă poveste. Stai la bec cei care l-au creat. Da. Și deci îi văd și în jurul pătuțurilor copiilor, da? Deci au bebeluși în paturi, ca niște scoici, așa, este un băț atârnat de tavan, știi, și pe bățul ăla este prins așa ca un tifon. Și văd că fac fumegații, da? Da. Și, deci, uite, se fumegă, copiii tușesc, copiii de asta întușiși înainte, dar le zice, e bine să tușească că își dezvoltă și desfundă da, e clar. Căile respiratorii, da? Chiar, deci, una din substanțe i-ar de foarte iute roșu. Uite, așa de mari. Așa. Da. În fine. Și văd că de aici a luat chestia asta, că o protejează, da? Deci, ea vrea să impună o limitare ființelor de lumină falsă, pentru că îi se pare că vor prea multe. Sunt prea apetitive, știi? Adică vor prea multe de la ea, da? Da. Bun. Deci am cam analizat. Ca nume de spirit se numește Ildris. Așa. Da. Ăsta este numele ei de spirit. Și să ne uităm un pic și la, fete pe puncte, da. 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 Într-adevăr, deci, fata cea mică. De alegie spui? Fata cea mică trebuia să nască băiat. Nu știu cum s-a hotărât în ultima instanță, ca și cum Laura, în dorința aia de a face al doilea copil, deci punea fată lângă fată, da? Da. Acum nu știu că el oricum și-a dorit un pic băiat, dar își iubește și fetele, da? Adică își iubește fetele, sincer, da? Văd da. O relație în care există și iubire la nivel de inimă la inimă, da? Deci o relație care este mai mult pe bază emoțională adevărată decât pe bază de... Foarte rar lucrul ăsta. E din ce în ce mai rar, să spunem, anulând de crem, să fie din ce în ce mai des crem. Așa. Da. Să fie relațiile singure, da?
Deci ele între ele se cunosc, da? Am găsit multe Da. vieți în care Care, erau că întreabă și care toate este legate. legătura între cele Da. două. Bine, că suntem la cea mică. Da. Dar vezi tu, deci ele vin în urma unui contract ca surori, da? Cu Deci cine? este o viață a lor în care sunt băieții amândoi și Da. deci se leagă prin tăietură, legătură de sânge, da? Și spune că acum și pe vecii au multe... Cine învață? Cine le spune să facă această legătură în fizic? O ființă roșiatică, taur, cu cap de soare. E hologramă a unui tauroid, așa arată, da? Se numește Elben, așa, Da. entitatea asta, da? Îi place pentru că o energie uimitoare, foarte frumoasă, da? Așa și devenit, ele vin nu din Antares, ci din Antalis, așa, Da. ambele, așa. Este o galaxie cu niște planete, cu niște ființe minunate. Deci nu văd experiențe la nivel fizic, ci experiențe magneto-energetice, îmi vine să spun, da? Adică are loc oarecum o familiarizare cu sistemul de a susține cândva un corp fizic, da? Așa, și nu sunt chiar de pe aceeași planetă, dar sunt din aceeași galaxie și din același loc, practic, Da. da? Din univers. Deci, una este să se împrăștie, știi, extensiile sursei, după cum spuneam, în N direcții și în locuri, știi? Și una când pică două scânteie, știi, în același loc, să spunem, ele au mai mult flux energetic de schimbat informativ între ele. Deci, practic, se cunosc mai bine cu Da. ține cuvinte, da? N-a existat niciodată disensiune între aceste două suflete. Ele, de câte ori au venit amândouă, s-au Da. găsit într-un fel sau altul, deci au fost în armonie, dar exact în viața asta, când ele s-ar afla, să spunem, la dincolo de 18 ani, s-ar fi născut o disensiune și s-ar fi creat o ruptură, o rigmă definitivă. Deci s-ar fi salutat, s-ar fi întâlnit, Da. dar nu ar mai fi fost posibil armonia asta niciodată. Și acum să anuleze aceste programe, da? Da. Și sort de intenții la ființele acelea. Așa. Iar Laurei se spune că este binecuvântată, că a dus aceste lumini, știi, Da. În asta, dar zic, caută mai bine de unde ți-a venit informația asta, da? Binecuvântați suntem, binecuvântați, dar la un loc nu vreau să folosesc răspunsul și da. Mă opresc aici. Bun, așa, să continuăm pe puncte. O să citim toate punctele, să nu rămână ceva în urmă, chiar dacă s-a așa. Am văzut efectul. Întreabă de o posibilă vindecare definitivă acesteia, ținând cont că este ereditară de alergie la cea mică. Da, haide să mergem și pe... Am văzut alergia, dar alergia este dată de... Da. Frică și vinovăție. Deci este ca și cum se combină un acid cu o bază și creează o substanță nouă, da? Care rămâne acolo înfiptă în celule, da? Așa. Deci totul se începe prin iertare, da? Prin iertare. Și deocamdată, dat fiind modul de curățare, nu putem să facem mai multe. Să-și retragă de unde pot părțile sufletești, fotonii, semnăturile energetice, toți, așa, să le purifice, reintegreze, apoi abundența benefică, cât se poate și de unde se poate, da? Da? Fiecare cu al lor, da? Să deconectezi dacă s-au conectat alții și între ei. Da, așa, să se conecteze cu ceea ce vor ele, pentru că
Da, puteam duce știu. obligator în sursă pe nimeni, așa, Împământarea pentru... voie să-și facă într-un fel, să spunem, în Da, au vreun fel. eliminat prin, prin împământare Da. s-au eliminat, da. Așa, și bineînțeles că nu mai există acea coloană, da? Contractul cu draconianul al lui An este rupt. Așa, dar trenează, da? Așa, și că vine așa să-i bușești și să-i dau afară pe toți. Da. Așa, exact așa a spus. Deci, pentru că s-a mers pe conștientizare înainte de momentul creierii acestei clone, da? Deci, ea n-a mai fost de acord cu anumite programe și cea care e implicat. Să știi că deja văd că le ies părți din alergie, ca și cum s-ar desprinde părticele minuscule de pe piele, da? Și zice... Că trebuie că legăturile astea sunt la nivel de sânge, da? Că Da. practic, dacă alegi să vezi o zonă alergizată, vei vedea că este bogat vascularizată, da? Și spune, sângele este mesagerul informației în corpul și în celulele fizice, da? Da. Așa, și să se au început să elimine parte din programe, ceea ce se poate, da? Da. Așa. Deci ei continuă să fie legați la mânuță, da, de panglica, de mătase, de satin roșu Da. Cu verighetele. Este ceva. Așa, fetițele nu mai stau să se roage la acest portal, dar au coronița botezului, fiecare dintre ele pe cap încă. Și un vol scurt până la umeri. Așa. Și sunt îmbrăcate acum toate în ceva ca niște tunici și au un X ca o cruce un pic obligizată, da? Da. Așa. A ieșit și din casa lor, cum să spun, o ființă așa batraciană, da? Care lăsau urme energetice pe jos și aparține de familia lui, a tatălui, a soțului Laurei. Din casa mamei, din casa lui Ania, a ieșit un lup. Da? Da. Așa. Iar pe tatăl acela, tatăl biologic, da, îl văd foarte ascuns și întors cu spatele, da? Parcă face ceva asupra unei mașinării de gătit sau unui aragaș și nu vrea să vedem noi ce face deocamdată. Da. Deci a ridicat din umeri și a spus că încă nu este timpul peste doi, peste două. Da, așa. L-am întrebat zile și zice nu. Da. Bună întrebare, că este un punct. Dacă se pot anula unele contracte. Da, deci tocmai asta am făcut. Da, nu l-ai amintit ca să fie trecute, da. I-a avut puncte foarte puține, fata. Da. Bun. Așa, conexiunea cu supraconștientul colectiv se poate face sau se conectează undeva la... Deci nu m-ai întrebat de conexiuni, ce s-a putut conecta, s-a putut. Deci, bun. Cu sursa și cu supraconștientul, niciun suflet nu își rupe complet legătura, ci își limitează, da? Ca și cum așa mai ca avea informația un... ei, da. Aceasta. Așa, că cum este un internet de mare viteză, da? Și folosesc, să spunem, un device greu învechit și nu merge, nu l-am de creem orice comparație, da? Cam asta este. Să revenim aici acum, atunci, dacă vor să-și transmită ceva părților lor fizice, dacă au un mesaj. Deci, partea lui Ane i-a spus părții sufletești, nu părții fizice a Laurei, bușește-le pe toate. Și spune că o să înțeleagă ce să bușească, da? Așa. Da. Nu se referă la ființe fizice, știe ea la ce, da? Așa.
Laura ar spune Laurii, mergi pe drumul tău, da? Fetele spune, oricât și de oriunde am venit, mami, te iubim. Așa. Da. Așa. Cea mică vrea să ajungă balerină. Spune că simte asta în dansul. Da, simte ritmul. Da, simte ritmul, simte are. Așa, și vrea să fie balerină. Pentru da. Că spune prin mișcări oferă lumii ceva frumos. Da. Prin mișcările astea, da? Bun. Așa, deci cealaltă vrea să devină designer de modă. Dar e timpuriu acum, ceva da, zis. Da, da. Nu este planificată încă crea da. Proiectul. Da, da. Bun. A întrebat dacă mai este posibil încă un copil. Da, văd un băiețel roșcat, roz. Parcă ar fi pregătit pentru ea. Pe care îl cheamă Andrei. Nu știu dacă le place numele astea. Da. A zis, cumva, întreb numai. Partea da. Sufletească care vrea să fie numit așa? Nu, informațiile sunt da. În altă parte. Cine a arătat, cine mi-a arătat băiețelul, mi-a spus și numele. Uite, ăsta este da. Andrei, da? Să știi că deci este programat în viața Laurei peste 4 ani, nu acum. Așa că se exerseze până atunci. Da. Da. Bun, noi nu creăm programe, citesc Dico Terese, spun ceea ce este. Da? Da. Bun, dacă suntem gata cu toată lumea, le mulțumim și ne despărțim părțile eterice una de cealaltă. Tăiem conexiune nebenefice, ne curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice. Așa, anulăm contractul, înțelege acestei sesiuni, ardem tot ce s-a ieșit, reziduri, nanoboți, curățăm locul, închidem portaluri. Canale. Luminăm și ardem nanoboții nebenefici, da? Tăiem legăturile care nu trebuie să existe între noi. Așa. Iar acum, într-un moment, am să sunăm de la 1 la 3, iar tu se deschizi ochii în mod natural și 1, 2 și 3 și deschide ochii și te simți bine.